Oh. Acum trei ani visam la viața pe care o am în prezent, la libertatea pe care o am, la afacerile pe care le-am construit, la oamenii cu care mă înconjor, la penthouse, la călătorii, la mașini, la luxul pe care, de, de care mă bucur în prezent. Totuși, acum trei ani mi-am imaginat faptul că mă voi bucura de toate aceste lucruri fără să mai am probleme, fără să mă mai gândesc la... am fără să mai am griji, fără să mă mai stresez. Și am greșit foarte mare, foarte mult gândindu-mă la asta, pentru că nu e așa. Și nu e neapărat un lucru rău. Și asta vreau să împărtășesc cu voi astăzi. Pentru că am început și acum trei ani eram să locuiam într-o garsonieră. Vă puteți uita pe YouTube, puteți să dați la primele mele videoclipuri și îl veți vedea pe rare și într-o garsonieră. Făceam, de bea să fac ceva bani cu agenția mea, de bea să fac niște bani online încât să mă întrețin uh, și să îmi mai rămână niște bani la final de lună. Aveam 18 ani, eram în liceu, dar totuși visam la, la, la tot, ceea ce, tot ceea ce am reușit într-un final să obțin. Și multă lume face lucrul ăsta, multă lume visează la o viață plină de libertate, plină de lux, plină de lucruri bune, dar nu iau în calcul, în primul rând, sacrificiu, munca, etica, consecvența pe care trebuie să le depună pentru a obține aceste lucruri și prețul pe care trebuie să-l plătească pentru, pentru a le obține. Și nu doar atât, consideră că dacă plătesc odată prețul, Prețul va rămâne mereu același și, îl și va, fi, va, va, va trebui să fie plătit o singură dată. Când de fapt trebuie să plătești constant un preț. Un preț cu timpul, cu energia ta, cu sentimentele tale, cu resursele tale. Și cu cât evoluezi mai mult, cu atât prețul se scumpește. Cu sacrificiile devin mai mari sau mai bine spus deciziile pe care le iei au o greutate substanțial mai mare decât deciziile pe care le iei la început. Și pentru majoritatea oamenilor asta sună ceva foarte nasol. De exemplu, mă bucur de, de o libertate financiară și pot spune că beneficiul principal al libertății financiare de care mă bucură este că pot face exact ceea ce îmi doresc. Asta înseamnă că Acum pot să termin videoclipul ăsta, să-mi cumpăr niște bilete și să plec în Maldive sau în Bali sau în altă țară sau să fac orice, orice mi-aș dori. Cred că asta e de fapt adevăratul flex a, a ceea ce fac aici online. Totuși, aleg să fac ceea ce vreau, și anume să construiesc lucruri, să mă bucur de proces, să joc jocul ăsta a vieții în, în cele mai creative și interesante moduri. Și cred că până la urmă ăsta e, asta e un, unul dintre motivele pentru care constant am fost dispus să plătesc prețul. Pentru că mi-am dat seama în proces că toate, tot luxul, toate lucrurile frumoase din viață reprezintă pur și simplu niște trofee în procesul nostru. Dar cei care rămân în șoc și cei care au o longevitate și cei care au cel mai mare succes, sunt cei care sunt îndrăgostiți cu adevărat de proces. Și nu doar atât, sunt îndrăgostiți de să vadă cum evoluează ca persoană, ca individ, ca, ca personalitate, ca identitate. Să vadă cum de la, vă dau exemplu meu, cum de la un puști născut într-un oraș mic din Bacău, care a stat într-o garsonieră, care nu avea șanse incredibile de succes la ceea ce sunt acum. Sunt mândru de mine neapărat sunt de fapt motivul pentru care sunt atât de disciplinat, ca să spun așa, e faptul că sunt o persoană anxioasă. Mă gândesc constant la scenarii negative, iar anxietatea mea mă face să acționez de parcă mereu aș fi, aș fi pus ori pe ofensivă, ori pe defensivă. Ceea ce, într-adevăr, e, e foarte greu de menținut și majoritatea oamenilor se complac. Majoritatea oamenilor care au început în același timp în care am început și eu, care au început să creeze conținut în același timp, care au început probabil același business în același timp, pe parcurs, dacă au obținut niște rezultate, dar după aceea și-au dat seama că ca să obțină rezultate și mai bune și mai bune trebuie să se educe, trebuie să devină mai disciplinați, trebuie să înțeleagă fundamente noi, au ales la un moment dat să zică stop. Îmi place unde sunt, sunt confortabil, o să stau aici. Și nu zic că e un lucru rău, dar de asemenea spun că dacă obiectivul tău este să ajungi la adevărat la o viață minunată, să crezi un, un impact uriaș, va trebui să fii dispus să plătești un preț al naibii de scump. Uneori poate va fi un preț mult prea scump. Să povești și să o grămadă de oameni care în, în procesul lor de a atinge ceva s-au îmbolnăvit Au, de la stres, de la stilul de viață haotic. Dar nu conta pentru persoanele respective, chiar dacă unele poate zica am regretat, în momentul respectiv misiunea lor era cea mai importantă. Și ei sunt cei care move the needle. Sunt cei care fac lucruri diferite decât oamenii obișnuiți, oameni normali. Și nu spun asta neapărat ca o, ca o uh, jignire. Totuși, nu m-aș fi putut ierta niciodată dacă aș fi rămas la o viață mediocră, la o viață basic, în care să mă bucur doar, doar de viața pe care altcineva mi-o oferă și să dau, să arunc mereu cu degetul spre alții, cu, să dau vina pe alții, să dau vina pe sistem și să nu, să nu fiu niciodată conștient de adevăratul preț pe care îl plătesc și cel mai mare și anume faptul că Rămân în zona de confort și nu o să știu niciodată potențialul maxim. Deci da, prețul de a atinge lucrurile pe care ți le dorești, viața pe care ți o dorești de a, cum am spus, de a, de a, de a atinge o anumită libertate, e foarte mare. Și majoritatea oamenilor nu sunt dispuși doar pentru că nu înțeleg adevăratul preț pe care îl plătesc de fapt. Și anume faptul că, la un moment dat, în viața lor o să realizeze că ar fi putut risca puțin mai mult, ar fi, tu, ar fi, putut lua niște decizii puțin mai diferite, niște decizii care i-ar fi dus într-o ipostază puțin mai diferită de cea care se află în prezent și regretul intervine. Și nota de plată la regret e fucking, fucking mare, foarte mare. Um, știu că sunt mulți oameni care se uită la mine, oameni interesați de ceea ce vorbesc aici și sunt mamă rare și nu mai să sa deloc, Călătorește constant, pe un în penthouse, etc. Problemele pe care le am în prezent sunt, la, la momentul de față, cele mai complexe cu care mă confrunt acum. Sunt, probabil, în cea mai perioadă stresată din viața mea. N-am mai dormit înainte de ora 12 de luni bune. N-am mai dormit 8 ore sau dorm ocazional 8 ore în, în, în zilele cu soare. Și indiferent că e ora 5 dimineața sau că e ora 2 dimineața sau că e ora 5 sau că e ora 7, dacă trebuie să fac un lucru, îl fac. Și în niciun caz nu mă plâng, cred că e minunat. Și cred că orice individ care alege să meargă pe această cale, și anume pe calea de a face ceva diferit, e un individ minunat. Și te apreciez, apreciez că video, vezi videoclipul ăsta, știu cât de nasol e la început, știu cât de nasol să n-ai nimeni încredere în tine, știu cât de nasol să nu vezi nimic, pentru că într-adevăr nu prea vezi că se întâmplă nimic în viața ta, nicio schimbare pentru o perioadă foarte lungă. Dar nu e vorba neapărat de schimbarea respectivă, e vorba de cine devii tu în procesul ăla. Și o să te îndrăgostești de viață atunci când obiceiurile, acțiunile și deciziile tale duc în direcția de a crea identitatea pe care ți-o dorești cu adevărat. Și asta e tot secretul. Cine ești, cine gândești și ce faci, să aliniază să creezi viața pe care ți-o dorești. Și știu că sună cringii uh, mindset bullshit and stuff, doar că, din nou, acționăm în modul în care gândim. Gândim prost, acționăm prost, luăm decizii proaste. Adică, de obicei, cei care spun că mindsetul nu contează sunt cei care sunt incredibil de low în viața lor. Dar, vă spun asta din experiența mea. Cele mai mari schimbări le-am avut la aici și aici. Și tot ceea ce fac acum și ceea ce funcționează, funcționează pentru că aici și aici încerci să volesc constant. Și nu doar atât, mă țin accountable față de voi. Încă fac videoclipurile astea și le fac doar pentru că am ceva în cap și spun băi, ar fi fost utilul rareș de acum 3 ani să audă cuvintele astea, l-ar fi ajutat. Nu mă costă nimic să fac chestia asta, ba mai mult s-ar putea să câștige nor de mult din lucrul ăsta, mai ales dacă apăși butonul de like și subscribe. of course. So, da, mi-a mi cerut să fac mai multe videoclipuri de genul. O să fac când chiar simt că am ceva de spus, o să mut contentul în, în, limba engleză totuși în următoarea perioadă, doar că atunci când chiar consider că pot să împărtășesc cu voi un mod real în care mă simt și pot fi vulnerabil încât lumea să vadă că chiar dacă ești acum în prezent sunt o mașină de muncit și nu văd nimic greșit în chestia asta, mai este moment în care mă pun cu un pahar de electroliți, filmez, n-am -am, cablu USB-C pentru microfon at this moment, nu știu unde l-am pus, filmez, nu m-au oprit nimic să deschid telefonul și să, a, și unde e microfonul? Fuck you. Anyways, uh, și mă simt albine de fericit. Nu mi imaginat că, că, că o să fac asta cu trei ani, dar uite că e parte din proces. Și it's good, it's good. Anyways, indiferent unde te afli acum, sunt mândru de tine. Sper să te pot ajuta cu ceea ce fac aici și sper să te văd cât mai sus, pentru că dacă toată lumea câștigă, sau cei care câștigă sunt cei care chiar muncesc, atunci abia aștept să-i să, să văd pe acești oameni transformând în coechipieri sau chiar competitori în ceea ce fac. Că știu că asta nu ar deranja deloc pe nimeni. Eu am fost Dragi Gaitan, nu uitați să-mi dai follow pe celelalte rețele de socializare și ne vedem în videoclipul următor. See ya!